Hai, stai așa, vă pup pe toți, suntem la o repetiție și sper să acceptați greșelile, da? Pe urmă vă spun cu cine, când, vă dau toate detaliile, da? Dă-i drumul, Felix. Deci finalul e re minor, septima lui re la 7 re. Hai, dă-i drumul. Cântăm decât prima parte. Deci finalul e re minor. Stai că-ți spun eu. Hai să arăt la oameni, să vadă oamenii, prietenii mei actuali de aici. Deci primul este Felix Englezu, care studiez cu el. Vă pup pe toți. Felix de la Tottenham. Fratele meu Gogu și alt fratele meu Lucian. Și mai am un acolo pe Alex. Vă salutăm cu respect. Care trebuie să ia permisul ca să pot să mă plimb și eu cu el pe la Londra. Hai, acum nu-i problemă dacă poți să greșești și tu și eu, da? Nu-i problemă. Hai! Și e prea mult. Ia vezi, e 120 acum? Îți spun eu, mai dai două înapoi. Una în față. Atât. Perfect. Așa, deci asta, când o să o imprim cu țambal și cu bas, o să o numesc Hora de la Curcani. Cred că e ok numele ăsta, pentru că se potrivește în zona aia acolo la Curcani. Hai, Felix, să mai cântăm o dată și ai scăpat, da? Da. Deci, încă o dată mă repet, sper să înțelegeți că suntem la o repetiție. Nu e definitivată treaba, pentru că din cauza la virusul ăsta de porc suntem obligați să repetăm atât. Cântăm numai la repetiții, da? Cum știți și voi. Hai! Cei de la Curcan, sper să fiți fericiți că v-am dedicat această piesă, care cred că e destul de bună, zic eu. Acum rămâne să apreciați voi. Nu apreciez eu, că nu-mi place. Hai, vă pup cu drag!